Multiplul campion la lupte greco-romane, Vlad Maria, a fost prezent sâmbătă la memorialul Ion Dragomir Gheorghe Cloț, unde a oficiat în calitate de arbitru. Cel mai titrat dintre luptătorii formați la CS Mușcel activează în prezent la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, ocupându-se în paralel și de pregătirea viitorilor luptători ai clubului din Bulevardul Ghencea. Vlad Maria răspunde însă cu drag ori de câte ori maestrul emerit Anton Arghira îl solicită, iar tinerii luptători de la Câmpul Lung sunt încântați să se afle în preajma lui. După concursul propriu-zis, la întâlnirea fostelor glorii ale luptelor din Mușcel, Vlad Maria s-a revăzut cu înaintașii care au făcut performanță pentru clubul câmpulungean și apreciază în mod deosebit acest gen de întâlniri anuale. Vlad, cum a văzut campionul din tine pe tinerii luptători de astăzi? În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnule Arghira Anton pentru invitație. Este o onoare pentru mine că am venit și mă bucur că s-a putut organiza această competiție. Pentru micii luptători, viitoarele speranțe ale luptelor de România. Am participat ca arbitru, m-am bucurat să-i arbitrez și să resimt din nou cum eram copil și să intru din nou în această sală care m-a format atât ca sportiv cât și ca om în viață și mulțumesc mult. Maestru a zis că nu se pensionează până nu mai aduce un campion. Are șansă? Îi dau toate șansele de lume, sper să aducă mai mult de un campion. Că a fost sportiv aici, îmi doresc foarte mult să văd acest club cât mai sus de fiecare dată, la toate competițiile, atât naționale cât și internaționale. Săptămâna trecută în Azerbaijan am încheiat campionatul mondial militar cu 6 medalii, dintre care una de aur, 2 de aur, una de argint și 2 de bronz. N-am avut chiar așa mari speranțe, mă gândeam la o medalie, două, una de aur și cel puțin un bronz, dar am reușit să încheiem victorioși competiția chiar de ziua României, de 1 decembrie. Iar la club, la Steaua? Pregătirea cu copiii merge foarte bine. Am o grupă numeroasă de copii, să zic mult mai numeroasă decât al domnului Arghira, dar e ok, e șansele bine. Șansele sunt mici să te vedem la Câmpul Lung. M-aș întoarce cu mare drag la clubul mamă, dar pentru mine deocamdată e mai ok la Steaua și... În altă ordine de idei, cum apreciezi faptul că se organizează aceste revederi din toate generațiile cu cei care au făcut cinste luptelor la Câmpul Lung? Datorită domnului Arghira s-a putut face și această revedere. Mă bucur că s-a implicat foarte mult și sper să se implice de fiecare dată pentru că ne revedem, mai povestim cele întâmplate, foști luptători, fostele glorii are Clubului Sportiv Mușcel, care e necesar să ne revedem. Și în preajma cărora te simți cu adevărat... De fiecare dată. Maestru Arghira are niște copii valoroși care au potențial, dar fiind cam singur pe aici e cam greu cu dezvoltarea secției, mai ales că este și în prag de pensionare, dar sper din toată inima să iasă cel puțin un campion și o medalie la campionatul european sau mondial de aici. Condițiile mai puțin favorabile existente la clubul mușcelean îl determină pe Vlad Maria să își continue activitatea în capitală, dar spune că s-ar întoarce cu drag la clubul care l-a format. Totodată, Vlad se arată încrezător în posibilitatea ca din mâinile maestrului Anton Arghira să mai iasă cel puțin un campion care să-i calce pe urme.